Doamnă doctor, zona de sud-est a țării este una care îi pune în dificultate pe pacienții bolnavi de cancer când vine vorba de acces la diagnosticare și la infrastructura de tratament, cu atât mai mult acum în această perioadă a pandemiei de coronavirus. Ce are de făcut un pacient pentru a avea un diagnostic de certitudine? Diagnosticul de cancer poate fi suspicionat în urma unor semne și simptome care pot fi diferite în funcție de localizarea cancerului. De exemplu, pot apărea dureri de cap, care pot fi mai frecvente față de obicei, vertij, amețeală, tulburări de vorbire, tulburări ale unui membru, pierderea sensibilității unui membru, epistaxis, simptome gastrointestinale, cum ar fi greață, vărsătură, simptome genito-urinare, urinări frecvente, dureri la contactul sexual, scurgeri vaginale anormale. Dacă observăm una dintre acestea, putem solicita o programare la medicul de familie care ne va îndruma către specialitatea de care avem nevoie. De exemplu, medicul de familie va elibera un bilet de trimitere către specialitatea de care pacientul are nevoie. Dacă în urma unui consult clinic se observă, de exemplu, o adenopatie laterocervicală, medicul de familie va îndruma pacientul către specialitatea ORL. Medicul orelist va face anamneza pacientului, examenul clinic, va îndruma pacientul să efectueze anumite investigații imagistice, în acest caz fiind vorba de un RMN de viscerocraniu și laterocervical bilateral, analize de sânge, dar și o biopsie pentru a trimite la anatomie patologică. Diagnosticul în cancer nu se face doar pe investigațiile imagistice, se face și pe diagnosticul histopatologic. Pe investigația imagistică se observă extensia tumorală și se poate aprecia stadiul cancerului, dar este important să avem și un examen de certitudine care se face în urma examenului histopatologic. În urma acestor investigații, pacientul este direcționat către un serviciu de oncologie, unde va fi preluat de către un medic oncolog, unde va începe tratamentul propriu-zis. Este foarte importantă colaborarea multidisciplinară în acest caz, deoarece tratamentul în cancer nu se face doar pe o singură specialitate, se face ca și chimioterapie, radioterapie, dar și chirurgie. Deci este foarte importantă colaborarea între cele trei specialități pentru un tratament de succes. Dosarul pacientului, practic când ajunge la noi la radioterapie, trebuie să includă analize la sânge, un consult clinic, investigații imagistice, dar și histopatologic, iar în anumite patologii este foarte bine să aibă și un examen imunohistochimic, care ne dă niște detalii în plus față de examenul histopatologic. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer tratate aici? La fel, ca și localizări, sunt diferite, dar pot fi ca și cancere cerebrale, glioblastomul, cancerele ORL au devenit destul de frecvente, hipofaringe, faringe, orofaringe sau cancer de laringe, chiar și unele gastrointestinale, stomac, iar din sfera genito-urinară, prostată, coluterin, chiar și corputerin. Durata medie a tratamentului, bineînțeles, în funcție de afecțiunea pe care o are pacientul? Este diferită, cum ați spus și dumneavoastră, în funcție de localizare. De exemplu, într-un cancer de prostată se poate întinde tratamentul pe o durată de 2 luni de zile. Se face de luni până vineri cu pauză sâmbătă și duminică. În alte patologii poate să fie mai puțin, în jur de o lună. Odată încheiat tratamentul, care este parcursul pe care îl urmează un pacient? Trebuie monitorizat, bineînțeles, cam primii 2 ani, odată la 3 luni. Monitorizarea cam o putem face și noi, dar este indicat să meargă la medicul oncolog. În cazul în care mai are indicație de radioterapie ulterioară prin apariția altor probleme recidive, va reveni la noi pentru tratament. Care este formula de colaborare cu medicii din Constanța, dar și din județele limitrofe, precum Tulcea? Noi suntem foarte deschiși către colaborarea
cu alți medici din județ, dar și din orașele limitrofe, mai ales în tratarea acestei patologii, care nu implică doar radioterapia, ci și alte specialități, pentru că se creează o echipă multidisciplinară pentru un tratament de succes. Știm că clinica oferă transport gratuit și cazare gratuită pentru pacienții din celelalte județe, inclusiv Tulcea. De ce ați luat această măsură? Pentru a ajuta pacienții în acest sens, mai ales pacienții care au o situație mai proastă financiară și a-i monitoriza mai bine fiind mai aproape de noi. Traseul pacientului din alt județ cum poate fi îndrumat mai bine de către dumneavoastră sau de către medicul curant? Pacientul, în primul rând, dacă este luat în evidență acolo, poate veni cu un bilet de trimitere direct către noi sau acesta poate intra pe site-ul nostru, se poate programa online, poate trimite documentele online. În urma acestui lucru va fi preluat de unul dintre medicii clinici. Dacă documentele nu sunt complete, se va solicita efectuarea de alte investigații. După ce dosarul pacientului este complet, se va susține cazul într-o comisie multidisciplinară care va stabili exact ce tip de tratament are nevoie pentru acest fiecare caz în parte.